risa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Pasiune și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Seara. Bună seara, domnule Leancă, bine ați venit! Bine v-am găsit! V-ați rog! V-am așteptat cu mare drag să vă servesc un pic de ceai. Chiar mai mult puteți spuneți. Chiar mai mult. Așa, îmi place să fie aproape de... Așa, perfect. Mulțumesc! Și zahăr, super! Și eu vă arăt imediat asocierea pe care v-am făcut-o. Cu riscul de a greși, dar o să mă judecați la sfârșit. Olar. Olar, da. Și asta cu ce se asociază? Cu ministru de externe, cu prim-ministru, cu opoziția? Cu diplomația. Cu diplomația. Da. Iarăși vă zic, cu riscul să greșesc, dar am făcut o asociere cu diplomație pentru că un olar își creează obiectul cu foarte multă grijă. Dă o formă armonioasă creației sale, îi formează o eleganță pas cu pas, iar un diplomat face același lucru cu îmbracă într-o haină elegantă cuvintele, își construiește pas cu pas mesajul, pentru că cunoaștem că un mesaj nepotrivit poate aduce chiar și la un conflict între țări. Este adevărat. De mult am vorbit despre diplomație, așa că vă mulțumesc că ați început această emisiune cu aceste asocieri. Dar dacă mă gândesc mai bine, diplomația în ultimii 20-30 de ani a trecut prin niște metamorfoze deosebite. Astfel încât ceea ce am învățat eu în prima jumătate a anului 80, când în inima diplomația putea fi într-un fel formulată și asociată cu astfel de comparații sau cu olăritul creaia ceva, un îmbeliș lingvistic frumos. Acum nu mai acum este. S-a schimbat foarte mult. În momentul în care am intrat în această lume a globalizării, atunci când de la Chișinău poți urmări evoluțiile aproape live, cum s-a spune, ce se întâmplă la Washington sau ce se întâmplă pe o insulă din Oceanul Pacific, e foarte greu să mai ascunzi ce se întâmplă la tine acasă. E foarte greu să creezi percepții în baza unor imagini artificiale. Toți cunosc foarte bine ce se întâmplă la Chișinău. Este foarte complicat acum să vii cu o denaturare, dacă dorești, ceea ce de fapt se întâmplă. N-am văzut niciodată venirea comuniștilor la putere în 2001, mi-am dat demisia și venise un diplomat de la ambasada acreditată de la București pentru Republica Moldova. Și după două zile de discuții cu noile oficialități, ne-am văzut la un ceai și îmi zice, uite, mi-aduce aminte puțin de regimul comunist, chiar și în denumire și în esență, fiindcă lumea încerca la Ministerul de Externe să prezinte o situație diferită de ceea ce știm noi despre ceea ce se întâmplă. Astfel încât astăzi, cred că rolul diplomației a fost deja ajustat la aceste noi realități. Nu zic că gata, diplomația moldovenească s-a integrat în noile realități. E un proces continuu. Dar nu mai e diplomația clasică. Văd că dumneavoastră vă simțiți foarte bine. E exact domeniul unde vă simțiți cel mai confortabil. Asta am învățat. Taică mi-a zis din clasa 6 trebuie să fii diplomat, așa că m-am pregătit din frage de copilărie. A, deci din clasa 6 ați știut că veți fi diplomat. Da, așa mi-a zis taică mea, trebuie să fii diplomat. Ați mai vrut să faceți și altceva? Nu, păi din momentul în care mi-a zis că uite, asta e ceea ce trebuie să faci, mi-a și dat explicația de ce. Clasa 6, anii 70,
Uniunea Sovietică, impresia că nu va dispărea niciodată acest imperiu. Taică-mea meu, ascultând mereu doar Europa Liberă și Golos Americii în limba rusă, era mereu antisovietic de pe atunci. Și mi-a zis că, uite, trebuie să ajungi diplomat, să faci o carieră și dintr-o poziție importantă să-ți aperi poporul tău, așa mi-a zis el. Așa că, uite, cu asta am fost cumva educat și mă bucur că am putut această facultate foarte bună la Moscova. Da. Și după aceea, sigur că am fost norocos că am putut să practic ceea ce am învățat. Eu o să vă scot oricum un pic din zona dumneavoastră de confort, pentru că din această perspectivă lumea vă cunoaște și ca diplomat, și ca politician, și ca prim-ministru, și acum nu ca prim-ministru, dar mai puțin vă cunoaște din perspectiva personală, să zicem. Și eu am ales pentru asta o formă mai specială, am ales chestionarul lui Proust. Ce înseamnă asta? Asta este un set de întrebări mai personale, care este folosit de mulți moderatori de emisiuni în toată lumea. Haideți să încercăm. Prima întrebare, bine, eu nu o să mă rezum doar la aceste întrebări, bine. Dar ca o bază a discuției, le luăm ca o bază pentru discuții. Prima întrebare este principala trăsătură a caracterului meu. Al meu. Al dumneavoastră, da. Cred că e totuși o relație între zodia în care te-ai născut și caracterul care te definește. Eu sunt balanță. Balanță, da. Și cred că iată, felul meu de a fi, de a cântări, de a gândi, e un element așa mai distinctiv. Că e bine sau că e rău, asta e altă problemă. Până nu de mult, credeam că este un element al caracterului pozitiv. Că acum nu greșești, că totul analizezi, bine chipzuiești și așa mai departe. Dar de un moment încoace am ajuns la concluzia că nu e neapărat doar bine. Că deseori această pauză, unii o percep ca lipsă de hotărâre, ca lipsă de motivație, ca lipsă de caracter cu capacitate de a decide și a și impune pe altul decizia. Poporul nostru fiind foarte impulsiv. Poporul nostru vrea deseori, din păcate, să mai vadă încă o mână forte, o mână puternică, cineva care decide și merge înainte. Și asta nu înseamnă că trebuie să-mi schimb caracterul. Că la 51 de ani nu mai poți acest lucru să-l faci. Dar asta înseamnă că totuși trebuie să schimb anumite lucruri în procesul meu intern de a lua decizie. Este posibil la această vârstă? Să vă zic doar un exemplu. Acum 3 săptămâni, din momentul în care am decis că uite, nu mai rămân pur și simplu un deputat, ci vreau să mă pliez pe așteptările oamenilor, să fac altceva, am zis, hai să consult lumea bună, lumea simplă, și am mers în câteva localități, centre raionale, la mine acasă, dar și lumea de la Chișinău, analiști, politologi și așa mai departe. Și întâlnirea cu societatea civilă aici la Chișinău a început destul de ciudat pentru mine, fiindcă eu am zis, uite care sunt planurile mele, dar o să aud reacția dumneavoastră. Nu am de gând să lansez un proiect al meu, nu e cazul, să fie al nostru, al tuturor, să reprezinte o stare din societate, cu anumite așteptări. M-am fost surprins să văd o reacție nu foarte sigură din partea celor pe care am invitat și oameni pe care îi respect foarte mult. Ce v-au zis? Păi că hai să mai vedem, să mai analizăm, peste 3-4 luni. Eu i-am ascultat, cred că aproape o oră și la un moment dat zic, să nu vă supărați, dar eu deja am decis, eu nu mai vreau să mai cântăresc cum făceam până acum. Și să vezi câtă ușurare am văzut pe fața lor. Păi Iuri, ce nu ne-ai spus că te-ai decis? Te știam altfel, că vrei să mai meditezi, să mai nu știu ce. Ei au venit cu așteptarea lor vis-a-vis de dumneavoastră. Exact. Și în momentul când am zis, gata, am decis, dar am nevoie de sprijinul vostru, am nevoie de participarea voastră. Atunci am văzut această schimbare și chiar o mirare pe fața lor. Deci nu mă schimb eu pe mine, ci anumite elemente din felul de a judeca. Bineînțeles că trebuie de ajustat la noua situație. Vă face mai puternic această nouă decizie de a acționa în felul ăsta, de a vă comporta în felul ăsta? Vă dă putere?
Eu am nevoie, în primul rând, de motivație. Și atunci, în acest proces de analiză, de comunicare cu oameni, cu oameni pe care îi cunosc, cu oameni pe care îi cunosc știam mai puțin, a trebuit să văd dacă eu să mă verific pe mine. Am eu motivația necesară. Sunt gata să urci pe baricadă. Acum vorbesc strict metaforic. Nu, sper să nu ajungem la așa ceva și chiar nu-mi doresc acest lucru. A fost foarte important să comunic cu familia, fiindcă tot timpul ai două opțiuni. Absolut. O opțiune să-ți trăiești viața, să ai grijă de confort, exact, da. Să mergi undeva în afară, unii chiar și mă stimulau să-mi iau o poziție în străinătate, așa cum am mai făcut în anii precedenți. Deci pentru mine a fost important să îmi dau mie tăria și motivația și determinarea necesară. Nu știu dacă asta m-a făcut mai puternic sau nu, dar asta m-a motivat și m-a încurajat. Iată că astăzi nu am regrete, sunt motivat și sunt convins că vom reuși să ajungem acolo unde așteaptă, de fapt, societatea. Calitate pe care doresc să o întâlnesc la un bărbat, pe care doriți să o întâlniți, dar o să spun de la prima persoană. Eu îmi doresc de la oameni, indiferent că sunt bărbați sau femei, corectitudine în relații. Urăsc ipocrizia. Din păcate, la noi în societate, deseori există această atitudine că în politică se zice că poți să minți sau să nu spui adevăr. De fapt, e a minți, a spune una în față și a-ți face alta pe la spate. Iată, categoric nu acceptă această tăsătură la mulți oameni din Republica Moldova. Pe acest motiv, tocmai știu să apreciez corectitudinea, deschiderea. Ai ce a de spus, prefer să spun omului direct în ochi și nu să merg să-l vorbesc pe la spate. Și asta aștept și de la cei cu care comunic, fie că sunt bărbați, fie că sunt doamne. Și cunoașteți mulți oameni cu asemenea calități? V-ați înconjurat de asemenea? Am întâlnit oameni diferiți. Aceeași persoană poate fi la o anumită etapă corectă și la altă... Stand, ai dreptate. Am văzut și am fost apropiat cu unele persoane care, anumite perioade, mi se părea că e și prietenie și corectitudine. După aia, din păcate, am văzut altceva. Ce crezi pentru un om să se schimbe? Păi, e firesc să se schimbe, este adevărat, dar nu trebuie să schimbe aceste abordări despre care vorbeam eu. Care sunt valoroase pentru dumneavoastră? Care sunt valoroase, nu vă doriți dumneavoastră să aveți în relația cu oamenii cel puțin acest minim de corectitudine. Iată, pe acest motiv, acum când încep cu colegii să înseilăm, să creăm o echipă, mult voi ține la acest element, corectitudine. Fiindcă dacă ești corect în relația cu oamenii, ești corect și în raport cu societatea, îți îndeplinești conștiincios și nu abuzezi de poziția pe care o ai în virtutea anumitor circumstanțe. Deci cred că asta ar fi elementul care... Ați spus că apreciați corectitudinea și la bărbat și la femeie, adică la toată lumea. Totuși am să insist să vă întreb care este calitatea pe care o preferați la femei. Dacă, în general, ce trebuie să aibă o femeie ca să vă atragă atenția, ca să fie apreciată de dumneavoastră? Aici lucrurile se mai schimbă, funcție de vârstă. Eu una bănuiesc că ce apreciam la 25 de ani și altceva acum. Deși acum, sigur că caut în primul rând să văd în femeie omul. Inteligență, capacitatea de a discuta despre diverse subiecte, meseria, fiindcă mă bucur să văd tot și în ultimii ani se mai schimbă ceva în societatea moldovenească, care mai e încă misogină, dar treptat ne mai civilizăm și noi, ne mai maturizăm. Și mă bucur să văd femei în poziții de ministru, în poziții de primari, consilieri, oameni de afaceri sau persoane de afaceri, nici nu știu dacă e corect, acum om de afaceri, business lady. Dar o să vă întreb, ce apreciați cel mai mult la doamna Aida, la soția dumneavoastră? Păi depinde în ce context, în context de familie sau în context de activitate a mea, dacă la asta vă referiți. Deci de dumneavoastră puteți să spuneți și mai multe calități. Păi dacă acum că m-am lansat în acest nou proiect politic, sigur că a fost extrem de important să știu ce zice soția mea și copiii și părinții. Că până la urmă, cel mai important redut pe care îl are omul este familia. Absolut, și tot acolo o să vă întoarceți. Tot acolo te întorci. Orice are o finalitate și așa tot este. Acolo te Totul întorci. Este provizoriu. Familia trebuie să fie, să rămână.
Și ceea ce pot să spun despre soția mea, nu doar pe această fascicula de timp, dar dintotdeauna, pe de o parte, mereu critică față de ceea ce am făcut și băieții, mai ales cel mai tânăr care pe anul cunoști foarte bine, la vârsta de 18 ani, așa e și băiatul tău, e spiritul ăsta revoluționar. Absolut. Când vrei să schimbi totul peste noapte, aproape. Și toată lumea. Și dacă nu reușești, ești de vină, bineînțeles că tu. Dar, pe de-o parte, această atitudine critică, dar știu că o fac absolut sincer. Și nu e vorba doar că îmi doresc mie să reușesc, ei doresc să reușim cu toții în a moderniza această țară, în a face viața mai bună. Pe de altă parte, ceea ce apreciez și mă bucur foarte mult, e susținere. Deci, pe de-o parte, e critica constructivă, pe de altă parte, este susținere. Dar credeți că femeile din Moldova, în general, sunt suficient apreciate de bărbați? Nu, vă ziceam că suntem într-o perioadă de transformare. Gândiți-vă, Sandra, că pe de-o parte perfecționăm chiar și cadrul legislativ. Știți despre aceste două idei, două proiecte, 30 sau 40%, a să fie cota minimă de reprezentare a doamnelor. Nu, acum vă pun o întrebare nu în sens politic, în general. Păi nu, asta vă spuneam, că pe de o parte se modifică și cadrul. Și cadrul, da. Pe de altă parte, spuneam că constat că totuși, deși mai rămânem încă o societate patriarhală și încoțetată în anumite dogme, dacă doriți, dar totuși faptul că suntem în acest stat globalizat aduce elemente multe pozitive și atitudinea societății față de femeie, față de rolul femeii se schimbă. Nu putem să ne observăm. Dintotdeauna am zis că cele mai active primărițe, de exemplu, sunt femeile, care nu așteaptă doar mană cerească de la stat, ci chiar am văzut ce înseamnă o mână gospodărească o mână, și dar în mod special capacitatea de a veni cu idei, de a căuta în afara țării fonduri, de a veni cu elemente care înfrumusețează categoric și mult mai tenace în realizarea acestor obiective. Ce prețuiți cel mai mult la prietenii dumneavoastră? Două chestii. Pe de o parte, nu știu de ce mereu astăzi merg pe contradicții, dar apreciez, bineînțeles, loialitatea. Nu obediență, loialitatea. Și prin același timp apreciez foarte mult spiritul critic. În momentul în care un prieten nu-ți mai spune tot ce are în cap, și pozitiv și negativ, nu mai e o relație de prietenie. Așa că eu sper să fiu loial față de prieteni, nu i-am foarte mulți, i-am puțini, dar țin foarte mult la ei și același lucru aștept de la ei. Indiferent de poziție, că sunt eu șef și ei subalterni sau în afara sistemului sunt eu sau că suntem invers, cumva aranjați, iată asta, loialitatea, dar și dreptul și obligațiunea, chiar dacă doriți, de a fi sincer, de a fi deschis. Dar politica presupune și lupte, uneori lupte nu ușoare, uneori lupte murdare chiar. Și eu mă întrebam dacă dumneavoastră, intrând, de fapt, făcând primii pași în mod real, da, în politică acum, credeți că o să reușiți să treceți într-un mod mai lejer, mai diplomatic, așa, cu loialitate, cu corectitudine, cum spuneți? Credeți că toate aceste elemente, într-o luptă din asta de gherile uneori, o să vă ajute? Sau ar trebui, probabil, la un moment dat, să aplicați și dumneavoastră niște tehnici nu chiar corecte? Sandra, întrebarea e foarte pertinentă. Este adevărat. Și aveți dreptate că abia acum încep să gândesc și să acționez ca un politician. Până acum am fost mai mult așa un tehnocrat cu anumite instincte, după mine corecte, dar prioritatea era interesul național. Vă spuneam că asta și constă rolul diplomației. Eu totuși speram foarte mult că din 2009 încoace, noi nu doar că am reușit să facem anumite reforme, să obținem anumite lucruri, cum ar fi regiune fără de vize, acord de asociere, infrastructură și așa mai departe. Cel mai important pentru mine era să văd în ce măsură în 5 ani am reușit să schimbăm mentalitățile, deprinderile, obiceiurile cu naționalele noștri. Da. Și cumva speram, fiind încă cocoțat acolo sus, în vârful piramidei,
că totuși, cel puțin la capitolul dreptului omului, e situația mai bună. Că instituția statului își onorează obligațiunile, în primul rând, așa cum trebuie și nu execută. Acum când ați coborât din vârful piramidii, ce ați văzut? Ce ați descoperit? Constat că, din păcate, cultura politică nu prea s-a schimbat. Nu prea am reușit, iată, să ne europenizăm, fiindcă noi tot vorbim de integrare europeană. Dar dacă ați întreba fiecare politician în parte ce înseamnă această europenizare, mă tem că o să auzim răspunsuri atât de diferite și asta nu neapărat este bine în cazul respectiv. Europenizarea după mine, în primul rând, civilizare, maturizare, comportament așa cum așteaptă societatea. Dar apropo, la acest subiect, dumneavoastră când citiți, aflați, vedeți că vă atacă cineva pe nedrept, știți că nu este adevărat, cum reacționați de obicei? Eu cred că am deja capacitatea de a... Ați căpătat de imunitate? De imunitate. Uh-huh. Ceea ce, bineînțeles, că mă deranjează este reacția părinților, în mod special. Uh-huh. Din păcate, s-au transformat în consumatori avizi de talk show-uri, de știri și de serii, îmi spun mie ce au auzit. Copiii mei, la fel, urmăresc că... Iată, pe ei bănuiesc că mai mult îi afectează tot ce este nedrept. Fiindcă ei, în linii mari, sau destul de detaliat, chiar știu ce am făcut, unde am greșit și nu ascund și n-am ascuns atunci când am greșit, am vorbit despre asta și public. Că politicienii, nu știu dacă îi asculți, desigur am impresia că cu toții sunt... roboți sau bine programați care niciodată nu greșesc. Da. Noi suntem toți oameni, în primul rând, și orice om mai greșește, fie că e vorba de greșeală de judecată, fie că e vorba de informația a fost incorrectă. Când ajung în vârful piramidii, uite că greșesc. Am recunoscut fiind și pe ministru, public, am recunoscut, da, am greșit. Uite, aș fi procedat altfel. Dar dacă nu recunoști, atunci nu știi să taci concluzii și să vii cu schimbări, cu ajustări. Să vii cu altceva. Așa că, sigur că mi-aș dori să fim martori la o schimbare de cultură politică în Republica Moldova. Dar e un proces anevoios, politicienii reprezintă societatea. Eu aceasta, deși mi-aș fi dorit ei să meargă în avangardă, în asta și constă responsabilă elitei față de societate. Sandra, poți să vă servesc? Da, mulțumesc! Ceai! Mersi! Să mă întâlnesc cu permisiul, așa? Am vorbit despre calități, dar vreau să vă întreb, care considerați că este defectul cel mai mare al dumneavoastră? Păi ziceam atunci că această lipsă de hotărâre, această tentație de a chibzui prea multe, că este și... Asta înseamnă că încercați să transformați defectul într-o calitate. Într-o calitate pozitivă. Dar am și alte vicii suficiente, dar nu le prezint public, să nu le folosească oponenții. Ok. Ocupația preferată. Ocupația preferată? Da, hobby. Păi, ocupația preferată a fost serviciu și de regulă, dacă mă gândesc acum la totuși ceva ani deja de muncă, de regulă mă simțeam foarte bine. Eram formula asta clasică, când dimineața te duci la serviciu cu plăcere și seara revii acasă la fel cu plăcere. Dar eu știu că făceați și sport, mergeați la sport foarte des. Păi nu, asta facea relativ nu de mult. Am început, am revenit la activități sportive, fiindcă, dincolo de faptul că te menții în formă, am ajuns la concluzia că atunci când mergi în sală, mai poți să mai ieși prin aceste exerciții fizice, scoți din tine energia negativă care se mai acumulează. Asta e sportul pe care îl practicați, mergeți la sală? Merg la sală, sper să mai mergi la piscină, că pe și asta e bine. Dar cel puțin încerc să fiu aici cu o abordare de sistem. Știu că nu încercați să nu scăpați mesele de fiecare zi. Este adevărat. Da? Asta este adevărat. Mama m-a învățat de mic copil că prânzul este obligatoriu. Așa. Și ce o să faceți cu aceste tabieturi acum, dacă lansați un nou proiect? O să fiți foarte prins. Cred că ne descurcăm. O să reușiți? Sigur că da. Următoarea întrebare. Fericirea pe care mi-o visez. Povisați. Sandra, dați-mi o definiție a fericirii. Dați-mi-o dumneavoastră. Nu știu dacă am.
Fericirea deseori durează câteva secunde. Reprezintă ceva ai simțit, ai văzut. Și acele câteva secunde îți oferă o energie pozitivă pentru câteva zile înainte. Ai văzut ceva, ai citit ceva. Nu știu dacă am așa o definiție foarte punctuală a ceea ce ar însemna fericire, fiindcă bănuiesc că următoarea întrebare va fi dar ești fericit sau nu. Păi, dar sunteți fericit sau nu? Sunt un om mulțumit de multe lucruri, dar nemulțumit de alte lucruri. Sunt bine acasă, nu sunt bine când sunt în stradă și văd oameni nefericiți. Și e mult mai simplu să definești ce înseamnă a fi nefericit decât a fi fericit, bănuiesc eu. Dar care ar fi atunci cea mai mare nenorocire? Păi eu, slavă Domnului, nu am avut nenorocire. Sunt sănătoși părinții, familia este bine. În linii mari am reușit să mă ocup în viața mea de ceea ce am priceput. Deci eu n-am vrut să fiu prim-ministru, dar după câteva luni, cred că după jumătate de an, am știut să apreciez și această activitate și această experiență și am văzut ce poți face. Dar ipotetic. Nu, nici ipotetic. Nici nu vreau să mă gândesc la o stare de nefericire. De exemplu, să dezamăgiți. Ar fi nenorocire? Asta este o problemă. E o problemă foarte mare și vorbeam și cu familia și cu prietenii că cel mai mult de ce mă tem este să dezamăgesc oamenii. Există o mare așteptare, cum ați spus. Există o mare așteptare și pe plan intern. Și chiar și ieri am fost într-un centru regional și oameni simpli pe care nu i-am văzut niciodată. Îmi spuneau domnule că dumneavoastră și cu echipa sunteți ultima speranță. Sigur că pune pe umerii o responsabilitate și simți, Sanda, uite, simți cum vine și te apasă. Dar mai am și o mare, mare responsabilitate în raport cu partenerii noștri din afară. Fiindcă din 2009 încoace am reușit să stabilesc și personal niște prietenii foarte strânse, cu oameni cu capacitate decizională în Europa. Oameni care au încredere acum în mine. Pot să vă zic că în momentul în care am anunțat despre tăierea acestui proiect, am primit câteva telefoane de la oameni foarte importanți care mi-au zis decizie corectă, la timpul potrivit, te susținem, te vom sprijini, fiindcă de asta are nevoie Republica Moldova. Iată, cel mai mult de ce mă tem să nu dezamăgesc pe ei, fiindcă au investit în noi foarte mult. Unul le pare că toată această atenție, sprijin fără precedent, se datorează nu știu cui altcuiva, dar nu lor. Ei au avut încredere în noi, am venit, din păcate, am dat suficiente dezamăgiri în acești ani, unele pe motive obiective, altele de regulă, din păcate, subiective. Și atât îmi propun, voi chiar și merge la vest, în câteva capitale, să mai discut cu ei, să vedem, să verificăm, cum se zice, notițele. Dar sigur că simt această responsabilitate și cel mai mult mă tem, într-adevăr, să nu dezamăgesc pe cei de aici și pe cei în afară. Locul unde ați vrea să trăiți? Eu mă simt foarte bine la Ialoveni, acolo unde locuiesc. Sigur că puteam rămâne și la Haga, puteam rămâne și în SUA. Care a fost principalul motiv că nu ați rămas și ați venit aici? Acolo aveam salariu foarte bun, în special la Haga, fiind angajat la o structură internațională. Tot confortul necesar, copiii la școli foarte bune. Dar te simți străin. Nu ești parte a comunității, a societății. Ei vorbesc altă limbă, ei vorbesc că au alte preocupări și aceste preocupări nu se nasc așa instantaneu. Au o tradiție seculară de părinți. Exact, asta e o chestie și genetică. Pe acest motiv, în 2007, când eram în fața prelungirii încă pe 3 ani a contactului sau revenirea acasă, am optat și familia m-a susținut în linii mari, deși după aia am mai avut anumite regrete, dar m-a susținut și nu, eu personal nu regret. Și vreau ați mai întoarce odată? Nu. Acum vreau să facem așa încât Moldova să fie nu doar în sens geografic partea Europei,
dar să fie partea Europei și din alt punct de vedere, al nivelului de viață, al infrastructurii, al calității vieții, fiindcă asta ne dorim noi cel mai mult. Și având de atât acum regim fără de viză, când vrei să mergi să vezi un muzeu la Vatican, biletele sunt ieftine, te-ai dus și ai văzut. Când vrei să vezi altceva, fiindcă asta, până la omul trebuie să vadă cât mai mult, să se îmbogățească, dar să fie la el acasă, acolo unde s-a născut, acolo unde are rădăcini și unde sper că are și-o viitor. Culoarea preferată? Nu am. Ultima dată am cumpărat soției niște lalele și am luat diferite culori, fiindcă pe această policromatism tocmai creează atâta bogăție și atâta frumusețe, încât cred că e bine așa. Deși pentru partid acum trebuie să alegem o culoare, exact, da. Dar cred că va fi una totuși europeană. Va fi o perioadă culoare verde, poate. Nu, îmi place, că vine primăvara și cui nu-i place verde, albastru, viața asta, ambii, vedeți cum ne-am potrivit. Ne-am potrivit, perfect. Și e culoarea Uniunii Europene. Da. Și a cerului. Și a cerului, exact. Floarea care vă place? Floarea. Lalelele, dar în mod special liliacul. Uh-huh. Dăruiți flori? Mi-aș fi dorit mai des să fac astfel de cadouri. Problema cu liliacul, că durează atât de puțin. Foarte scurt. Poate de asta și știi să apreciezi mult mai mult. Pasărea preferată? Părinții mei locuiesc la Cimișlie, de acolo vin. Și la un moment dat mi-am dat seama că de fiecare dată e un stâlp la lângă o casă, la intrare în Cimișlie. Și fiecare primăvară, doar la stâlpul ăla, vine un cocostârc care își face o familie. Toamna ei pleacă. Dar observ acest fenomen de câțiva ani și am ajuns la concluzia că și pasărea mea preferată este cocostârcul, care demonstrează atât devotament unui loc, care păstrează la nivel genetic acest lucru. Nu-mi dau seama cum se întâmplă. Vine același cocostârc. Păi cred că sau după aia vin copiii lui, dar e o chestie care pentru mine e un fel de minune mică. Nu știu cum se explică, citeam undeva apropo de ce, cum păstrează păsările migratoare această memorie. Interesant, am și uitat deja, de trebuie să mă redocumentez. Dar bănuiesc că pe motivul ăsta, fiindcă e o chestie care, cum să zic, o văd și știu că atunci când vine cocostârcul, începe o nouă perioadă, când pleacă e ceva mai trist. Da, vine, dar știu că o să va reveni, exact. Reveni. Așa este. Prozatorul preferat? Sandra, am avut în diverse perioade ale vieții mele diferiți. Da. N-am să uit perioada de studenție la Moscova, dar acolo aveam o comunitate de basarabei moldoveni cu care discutam problemele limbii, istoriei. Era o chestie tabu atunci, interzis, la Chișinău puteau să te fugărească de la universitate. Știu că unii au și pățit-o. Dar studiam limba maghiară și cumva relațiile dintre tot ce înseamnă unguri și români, etnogeneza poporului, cine a fost primul în Transilvania, m-a preocupat foarte mult. Și am ajuns la Liviu Rebreanu. Și poate și prin prisma relațiilor româno-maghiare, Liviu Rebreanu fiind din Transilvania, în opera lui Desiu, fiind efectată această relație, dar am salvat la foarte mult, poate chiar mai mult decât pe Sadoveanu, deși fiindcă îmi place foarte mult istoria. În ultima perioadă cred că a fost totuși, în mod special, Dan Brown. Nu doar de aceea că știe să înșiruie aceste evenimente ținându-te într-o tensiune dar pentru altceva mi-am dat seama că îl mai apreciez. Iată, ultima carte e Infernul. Evenimentele se sășoară ba în Florența, ba în Veneția, ajung la Istanbul. Da. Și mi-am dat seama că la Florența am fost de câteva ori, acum mi-aș dori foarte mult să revin acolo cu cartea lui Dan Brown și să merg exact, fiindcă știe să povestească despre istorie, despre civilizație, despre cultura, cu ochii absolut deosebiți vezi despre asta. Deci creează și ție dorință și să mergi să vezi. Exact. Și îmi place, bineînțeles, să citesc despre politică. Iată, câteva zile în urmă mi-a transmis Tony Blair o carte cu câteva cuvinte de urât pentru mine. Aștept cu nerăbdare să... Și acum mai citesc și pe motiv lingvistic.
Iată, anul trecut am făcut un efort ca să animez relația cu Parisul, cu președintele, cu prim-ministru, cu ministrul de extern. Ceva am reușit, dar înainte de asta, cu o lună cel puțin, începeam să citesc în franceză. Că dacă nu vorbești în franceză, atunci... Se uită, da. Și nu ajungi la inima francezului. Da. Și să știți că știți, ajută. Și a ajutat foarte mult. Întotdeauna, exact. Poetul preferat? Cel mai simplu ar fi să spun Eminescu, deși la Eminescu mă special apreciez opera politică. Cred că toți ar trebui să spunem Eminescu și... Eminescu și, dar trebuie să fac o măturie, pentru că o măturisire că nu citesc poezie. Îmi place să aud poezia titind fiind recită de soția mea, știa... Atunci... Am multă poezie. Eram la Moscova și vă spuneam când făceam studenție și am prieten cu actorii de la Șuchin. Și îmi place la nebunie să ascult pe același Sergiu Prodan sau Petru Butcărău să recite poezii. Dar nu am reușit să transform lectura poeziei într-un hobby. Recunosc că îmi pare rău. Învățam doar poeziile pe care trebuie să le învăț. Asta înseamnă că nu sunteți romantic sau sunteți romantic? Nu știu. Cred că sunt și romantic. Cred că sunt fire așa mai, și mai sensibilă. Uh-huh. Da. Categoric nu sunt cinic. Și nu mi-am osificat capacitatea de trăire, de a avea sentimente și așa mai departe. Mi se pare o combinație potrivită, un politic romantic? Cel mai corect este politicianul să fie om. Politician. Dacă e om, atunci e și politician bun. Da. Dacă are multe cusuri și vicii ca om, atunci nici romantismul nu o ajută. Eroul preferat din literatură? Nu știu dacă am. Când căutam numele pentru primul băiat, soția ales, fiindcă îl avea pe Marius, eroul preferat încă din adolescență, din Mizerabilii. Uh-huh. Și astfel încât a trebuit să mă ajustez la preferințele ei. Doar că pentru mine Marius a fost un nume de mare comandant de oști din romantică. Atunci, în anii 80, tot timpul căutam nume intraductibile în limba rusă. Deci, Aide a fost Marius. La al doilea băiat nu ne-am înțeles. Pentru ea era Tristan, din Tristan și Izolda. Eu am zis, nu vreau iarăși pe filiera originii noastre latine și am pus numele Liviu, atât că el, practic, nimeni nu-i spune, nici are eu măcar nu-i spun. Are două nume, dar toată lumea zice doar Tristan. Deci am mers pe preferințele literare ale soției. Eroina preferată din literatură? Nu cred că am. Cel puțin acum, iată, nu pot să... Compozitorul preferat? Compozitorul preferat, socul meu, Dumnezeu să-l ierte, deși era vinificator, cunoștea atât de bine și era atât de îndrăgit de muzica clasică, nu știu că am văzut foarte multă lume care meserea și-a cunoaște atât de bine. Și astfel ascultam ceea ce asculta și el, am făcut și școala de muzică, de altfel, 5 ani, lui plăcea concertul 5 al lui Beethoven, de exemplu. Soției îi place foarte mult Chopin și desigur mai cântă la pian, nu? Dar nu am ceva așa foarte stăb. Îmi place să ascult, mai ales când sunt într-o situație așa mai pesimistă, balada lui Ciprian Porumbescu, că toată jelea poporului nostru o regăsește în această melodie. Deci nu am ceva, dar îmi place să merg la operă. Am avut norocul să merg la Verona, am fost și împreună, dacă ții minte. Opera Ida. Și la Ida, și după aia am mai fost și la altă opere. Pictorul preferat? Pictorul preferat. Iarăși, deși am făcut școală de pictură, vezi, taică meu m-a obligat să fac și școală sportivă și pian, și matematică, și fizică, și engleză, tot ce doriți. Puțin părinți pe vremea aceea aveau așa părinți, o abordare. Dar le sunt foarte recunoscător. Atunci sigur că am nemulțumit, acum știu să apreciez această grijă deosebită, dar nu știu dacă am un pictor deosebit. În casă avem și copii ai unor impresioniști, iar și soția ales, avem și tablouri originale ale unor pictori moldoveni, foarte buni. Fina mea, Nicoleta,
state, după mine, o pictoriță foarte și foarte talentată, dar chiar zilele astea am cumpărat ceva din o carte despre Michelangelo, în engleză am comandat-o, fiindcă când am fost la Muzeul Vaticanului am văzut mai multe fresce de lui Michelangelo și vreau să citesc mai mult despre viața lui și atunci prin prisma biografiei sunt convins că voi analiza încă o dată, voi admira încă o dată și opera lui. E rolul preferat din viața reală? Sau dacă nu-l aveți, poate să-mi spuneți dacă există eroi în viața reală. Iată, în zilele noastre există cineva, o persoană, o personalitate care ați putea să spuneți că este un erou? Sau este perceput de oameni ca un erou? Nu știu dacă suntem deja în fază de zeificare a unor personaje din Republica Moldova, fie de vorba de politicieni. În afara țării sunt cel puțin doi oameni la care țin foarte și foarte mult. Pe simplu motiv că, deși am reușit să ne împrietenim iată din 2009 încoace, dar au mers dincolo de prietenia cu mine. Au știut să ajute într-o manieră atât de impunătoare și decisivă Republica Moldova, care totuși, dacă ne gândim la dimensiunea țării noastre, la problemele cu care s-a confruntat și Europa și lumea, nu e cel mai important colțeșor. Iată că ei au știut să depășească cumva importanța noastră strategică și chiar au venit cu multă, multă atenție și sprijin și asta înseamnă și bani și susținere și așa mai departe. Iată că acești 2-3 oameni le sunt extraordinar de recunoscători și pentru mine ei sunt, dacă doriți, n-am să-i nominalizez, dar bănuiesc că ați mai auzit despre ei. E cineva la Berlin, cineva la București, cineva la Bruxelles. Dar sunt oameni pe care îi admir. Aștia sunt oarecum eroii dumneavoastră? Sunt oameni pe care îi admir și cărora le sunt extrem de recunoscători. Acum aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că ați putea deveni un erou al timpurilor noastre, dar că vă sună prea pompos, prea tare? Atunci sunt, dacă n-am mers la o conferință de presă să anunț că plec din fostul partid și lansez un nou proiect, am zis că nu pretind sub nicio formă să fiu erou național. Și am mai zis o chestie, că fac și o parte din elita politică care e în Republica Moldova și am și eu viciile și cusururile și responsabilitățile mele. Pe acest motiv nu pretind sub nicio formă să fiu acest erou. Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult e să fiu util și să pot demonstra că anumite abordări, cum ar fi, de exemplu, integrarea europeană, fără falsă modestie, dar voi insista că am fost primul care am insistat pe această idee, o opțiune și geostrategică, o opțiune civilizațională, o opțiune de modernizare a Republicii Moldova, am insistat în 1987, mă bucur că astăzi e o idee quasi-națională, deși așa cum ne comportăm noi și o implementăm această vreme, din păcate, deseori doar vine cu efectul negativ. Pe acest motiv, sper că acest proiect să tocmai să readucă oamenii întrebarea că tot ce înseamnă integrarea europeană e doar spre binele cetățeanului și societății. Dar eroul național nu, sub nicio formă, cred că mă pliez pe această categorie. Spuneți-mi greșelile care vă inspiră cea mai multă indulgență sau o greșeală, una singură. Ale mele sau? În general. În general? Da. Nu știu dacă neapărat, de exemplu, setea după putere. Uh-huh. Nu știu dacă generează doar indulgență. Uh-huh. Fiindcă e chiar și un păcat după mine și nu poți fi indulgent cu un astfel de viciu. Când o faci anumite greșeli, urmare, după cum vă spuneam, faptul că așa informație îți vine și iai anumite decizii. Aici poți fi cel puțin indulgent, e adevărat. Dar dacă omul e conștient că greșește, să le accepti, să le justifici, să fii indulgent față de astfel de greșeli, nu cred că este corect. Vă formulez la prima persoană întrebarea. Cum aș vrea să mor? Cum aș vrea să muriți?
poate e o întrebare mai grea și mai ieșim din context, dar eu sunt foarte curioasă să aud ce o să spun. Sandra, pe acest subiect, acum dacă încerc să-mi concentrez așa memoria, am avut, cred că doar o singură discuție când eram încă prin clasa 9-10. Nu-mi dau seama de ce discutasem cu un coleg de clasă acest subiect. Poate că dânsul inițiase și îmi spunea că el avea să moară, când știi că e să moară, să sară dintr-un avion și... Și eu țin minte reacția mea. Am zis că eu aș prefera să mă culc și în somn să mor liniștit. De atunci nu m-am mai gândit cum vreau să mor. Dar știu că nu vreau să mor. Vreau să trăiesc și să trăiesc bine și cei din jurul meu, mulți și fericiți. Nu când va veni... Nu v-ați gândit și nu vă gândiți pentru că vă este frică de moarte? Nu știu dacă cineva, bunica mea, Dumnezeu să o ierte, la care îmi sunt foarte mult, avea 87 de ani și când deja era foarte slăbită și bănesc că simțea că vine, mi-a spus că nu vrea să moară. Nimeni nu vrea să moară, așa că chiar dacă a trecut prin cea mai mare tragedie, că i-au murit în afară de mama ceilalți 3 copii și bănesc spune nimic, nu poate fi mai greu pentru o mamă când copiii tăi mor înaintea ta. Așa că țin minte discuția cu ea și mi-a zis că nu vrea să moară, vrea să trăiască, având 87 de ani, așa că... Vrem să trăim. Sigur că da. Și să trăim bine. Să trăim bine. Și ultima întrebare, deviza dumneavoastră. Nu știu dacă am avut vreodată așa o deviză foarte clară. Cred că s-a mai schimbat de la perioada la perioadă, funcție de vârstă, de înțelegerea a vieții, a obiectivelor. Acum bănesc că cel mai important obiectiv sau deviza, sloganul meu e că trebuie să încercăm. Că nu avem dreptul să nu încercăm, iată, să facem acest proiect, să se impună, să schimbăm după aia societatea din Republica Moldova. Deci, cred că asta acum ar fi cel mai important slogan al meu, să încercăm, că nu avem dreptul să nu facem acest lucru. Zahăr brun, cincine mioare, din adevărata trestie de zahăr.